Excelență, domnule ambasador, stimați locuitori ai orașului Soroca, stimați salvatori și pompieri, onorată asistență, am deosebită onoare să fiu prezent alături de dumneavoastră la inaugurarea unității de salvatori și pompieri din orașul Soroca. Mă bucur pentru colegii mei din cadrul Serviciul Protecției Civile și situației excepționale că au reușit să formeze o relație de colaborare frumoasă cu Biroul de Cooperare Militară al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în realizarea mai multor proiecte de succes. Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova este receptiv în promovarea valorilor de securitate și implementarea programelor de dezvoltare necesare societății noastre. Suntem recunoscători poporului și Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru implicare și susținerea proiectului, care ne ajută să oferim oamenilor stabilitate și totodată ridică nivelul de combatere a criminalității, sporind încrederea cetățenilor în organele polițienești. Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne au reușit să treacă printr-o metamorfoză, îmbunătățindu-și simțitor calitatea de prestare a serviciului cetățeanului. În urma unei colaborări frumoase cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin intermediul ambasadei am reușit renovarea mai multor sectoare de poliție și dotarea cu echipament performant. Grație suportului oferit pentru reforma Poliției Republicii Moldova, au fost consolidate capacitățile de cercetare la fața locului, iar un aport substanțial din partea statului american a fost recepționat în depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare la frontiera statului. Onorată asistentă, siguranța cetățeanului nostru este o prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne. Combaterea criminalității și asigurarea securității sunt obiectivele de bază la care se lucrează neîncetat.